Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Cu atâta obscuritate, Emaneț nu trebuie lăsat neterminat. Se va dezvălui că Yaman și Ali sunt frați. Povestea lui Ali și Duigu abia începe. De asemenea, se pare că povestea lui Cicic și Zia va începe. De asemenea, nu este nimic despre Yusuf, care este subiectul principal al filmului. Pe de altă parte, există fapte changer. Zuhal trebuie să apară. Există un copil sau bebeluș ai lui Seher și Yaman, care nu au fost niciodată în acest sezon, într-o asemenea incertitudine. Este păcat că personajul lui Seher nu vrea să fie în continuarea filmului când s-au ficționat atât de multe. Problema aici nu ar trebui să fie doar Seher și banii pe care îi primește. Este foarte greșit să pleci de la un serial care a avut un succes internațional și a fost difuzat în multe țări, în timp ce sezonul următor a fost și semnat. Deci criticăm mereu această situație, ea privește cu admirație atât drepturile companiei de producție, cât și ale publicului. Sperăm ca Slatercolu să-și dea seama cât mai curând posibil de greșeala sa. Și cel puțin permite scenariului să treacă la un alt personaj sau să se termine corect. Ne poți împărtăși gândurile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră! Pa!